Klaus Iohannis spune presiune pe magistrații CCR în scandalul legilor justiției, voi decide atunci dacă se va impune o nouă reexaminare video. Klaus Iohannis a decis să trimit la Curtea Constituțională întregul pachet al legilor justiției, anunce există posibilitatea unei noi reexaminări. Fac un apel către Curtea Constituțională de a nu se gerbia con lucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constituțional comun în Europa și care sprijin statele care doresc să pun structurile juridice instituționale în acord cu standardele și bunele practici internaționale în materie de democrație, preeminența dreptului și a protecției drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constituțional de urgent. Sunt convins că judectorii curii constituționale îi respect statutul de garanție ai supremei legii fundamentale și de apretorii ai democrației prin drept, astfel încât vor avea toată deschiderea pentru un demers care îi propune să asigure respectarea în România a principiilor și valorilor democrației europene. Ce curtea se va exprima asupra acestor chestiuni, voi face o nouă analiză a legilor și voi decide atunci dacă se impune o reexaminare. A spus Klaus Iohannis, într-o conferință de presă care a avut loc la Palatul Cotroceni.